putere și am fost foarte activ astăzi și m-am simțit foarte bine, nu știu, am o stare generală foarte, foarte bună. Deci nu-mi vine să cred, așa vreau să am toate zilele din viața asta. Deci puteam astăzi să nu mănânc absolut nimic, fraților, absolut nimic, dar cu toate astea am mâncat pentru că am promis că trebuie să mănânc mai mult, trebuie să-mi revin cu boala. Dar mi-a venit pofta asta de lucru, asta e important, datorită vouă mi-a venit pofta de lucru și vreau să fac foarte multe clipuri, vreau să investesc, vreau să crească calitatea, vreau să vorbesc mai bine, vreau să am o dicție mai bună, vreau să mă pot concentra, să nu mai fiu atent, aoleu, cum mă încadrez, cum mă văd. Deci la starea care am avut-o astăzi, la ce senzații m-am avut de energie și așa mai departe. Mă simt mai bine după două antibiotice. Acum mă pregătesc să-l iau pe al treilea, m-am trezit mai bine, am reușit să dorm 8 ore, pentru că mă durea foarte tare spatele și omoplatul, fraților, pentru clipul de duminică. Săptămâna 5 am lucrat peste 20 de ore, sunt terminat aici pe canapea, a plecat așa pe față, mă doare spatele, coloana și omoplatul, dar astăzi m-am trezit mai bine și vreau să mă duc la sală, să mă întind, să trag un pic de fiare, să văd ce mai mănânc și să începem o săptămână nouă, săptămâna 6, cu forțe proaspete și cu zâmbetul pe buze. Și să facem faimosul ovăz, fraților, de la Lidl, e foarte, foarte bun, e mâncarea sportivilor. Ovăzul este o mâncare foarte bună pentru corp. Vreau doar să vă arăt scurt, terciul ăsta a ieșit mult mai tare. Ia uitați ce consistență are. Pentru că am pus mai puțin apă, dar nu este nicio problemă. Experimentăm. E foarte bun și ăsta, chiar dacă e mai gros. Astăzi ne antrenăm pe antibiotice, fraților. Nu renunțați la visurile voastre și trageți în ce în ce mai tare să fiți mai buni. Fraților, am terminat antrenamentul de la sală. Sunt în vestiar acum. Sunt foarte, foarte hype, am avut foarte, foarte multă energie pozitivă și vreau să vă mulțumesc pentru că de la comentariile și de la gândurile voastre bune, de la like-uri, de la faptul că m-ați primit foarte bine pe YouTube și clipurile mele și nu m-ați criticat prea mult și m-ați încurajat cu ce prostie am făcut săptămâna 5. Dacă n-ați văzut clipul, uitați-vă că e proaspăt pus. Așa, stați puțin să mă calmez, că tremură toate mâinile. Am tras foarte, foarte tare. Stați așa să las să stea jos. Dar după cum știți, eu sunt foarte bolnav. Am făcut sala astăzi cu gluga în cap, cu căciula asta în cap. Ia să opresc eu și blitzul. Vreau să vă mulțumesc că voi mi-ați dat energie. Am tras foarte tare astăzi, am avut o stare de spirit foarte bună. Am început și tratamentul cu antibiotic de ieri, pentru că nu se mai putea. Vântul ăsta, curentul, mi-a dat o tare de tot la temelie și simt cum îmi bate cineva cuie în tâmplă și în dantură. Însă starea mea de spirit a fost foarte bună după ce am reușit să pun clipul, după ce am văzut ce primire frumoasă mi-ați făcut și ce vorbe frumoase mi-ați adus și câte încurajări. Lucrurile astea mi-au dat putere foarte, foarte mare să continui, să trag și mai tare, să fiu și mai bun. Astăzi sunt flash că am tras cu niște greutăți foarte mari pentru mine. Din cauza că sunt prea entuziasmat, prea motivat, datorită vouă și vreau să vă mulțumesc încă o dată și vreau să vă mai spun, să fiu complet sincer cu voi, pentru că n-am avut curaj să vă zic, teama asta de a fi judecat este foarte mare și încă încerc să mi-o depășesc și să fiu cât mai natural, să vorbesc exact așa cum vorbesc eu și să mă cunoașteți exact așa cum sunt eu adevărat, pentru că așa vreau. Voi nu știți cât de multă muncă, nu am vrut să mă vai cu chestia asta, dar am muncit foarte mult pentru clipurile astea și m-am dedicat foarte mult pentru că vreau să mă țin de ce am promis, vreau să-mi duc la deplinire promisiunile și nu vreau să mă las de YouTube. Este o pasiune, îmi place și vreau să devin din ce în ce mai bun și să vă arăt absolut tot, să nu mai fie rușine. Și da, fraților, am muncit peste 20 de ore pe zi pentru aceste clipuri și am făcut foarte multe în această perioadă și o să le vedeți. Și vreau să vă zic că am fumat foarte, foarte mult, am fumat câte 3-4 pachete de țigări, am crezut că mor, am crezut că nu mai pot să respir, am avut nopți în care nu puteam să respir, simțeam că mă sufoc, mă puneam la 7-8 dimineața în pat, la 9-10 mă trezeam, speriat că nu pot să respir, atacuri de panică, de anxietate, deci am fost foarte stresat, era să-mi apară zona zoster pe cauza de stres și așa mai departe, pentru că vreau să termin clipul, ați văzut clipul de săptămâna trecută, săptămâna 5 a avut 22 de secunde și n-am crezut
crezut că pot să-l termin. Nu vreau să mă scuz sau ceva, vreau doar să vă spun adevărul, să știți că am trecut prin clipe foarte grele, însă astăzi mă simt extraordinar datorită feedback-ului plăcut și datorită faptului că sunt mulțumit cu munca mea, că am reușit să fac ceva, să duc la îndeplinire un clip, un obiectiv, un vis. Și mă simt acum pregătit și mai tare pentru obiectivul cel mare de a slăbi 50 de kilograme, pentru că până la urmă de aici a plecat acest canal de YouTube. Biceps! Și nu uitați, orice e posibil atâta timp cât sunteți motivați, cât credeți în visul vostru și cât vă doriți foarte, foarte tare și munciți în fiecare zi, câte 7-8 ore pe zi. Eu de acum vreau să muncesc câte 8 ore în fiecare zi, să nu mai treacă lunile, să fac mereu clipuri, să am mereu clipuri în avans, să nu mai mă prindă stresul ăsta și calitatea să fie din ce în ce mai bună, cu cât mai puține de greșeli, cu cât mai puține spații moarte, ca experiența voastră să fie cât mai plăcută când vedeți clipurile mele. Gata, deja m-am lungit prea mult. Matematice, să ajungi undeva, exact. Atunci fără să vrei, nu neapărat că faci funcțiile alea să meargă și pentru tine, dar fără să vrei, ai un alt orizont. Exact, dar ca să îți intre în mână și să îți intre în subconștient toate lucrurile, munca ta, practic, trebuie să o exersezi ani de ani, ani și ani și ani, câte 8 ore pe zi, păi, nu așa lucrezi 2 luni, după aia peste un an mai lucrezi 2 luni. Dacă nu ești tocilar, dacă tocilar în sensul că nu acumulezi informație, tu cu ce jonglezi? Păi da. Ce arăți tu că poți să faci ceva și că ești cineva? Copilul până la 10 ani nu pricepe nimic, din contră capătă ură pentru artele astea, nu da. Mai vrea, că tu l-o obligi să stea, să facă, să înțeleagă, să-ți dea. Exact. E prea mic pentru așa ceva. Și partea de informatică, el nu știe să scrie, să citească, să zici că știe probleme, ești un tâmpit. Stresezi copilul degeaba și nu bagă nimic. Vă mulțumesc mult, oricum, pentru discuție, sănătate, o zi bună. Haideți că am vrut să filmez un pic și discuția din vestiar cu domnul Tare Azuzut, este un om foarte inteligent și chiar mi-a plăcut foarte mult. A intrat peste mine în vestiar când înregistram și chiar vreau să vă spun că mă simt mult mai ușurat pentru că, nu știu, simt că pot să fiu în largul meu, pot să spun absolut tot ce îmi trece prin cap pe YouTube și asta și-mi doresc pentru a reuși să mă dezvolt personal, să încerc să fac lucruri pe care să fiu mulțumit și care să îmi facă bine corpul meu și să nu mai am teama asta, să arăt exact cum sunt eu, pentru că lucrul ăsta e cel mai destructiv. Nu ai încredere în tine, ți-e frică să nu, oamenii să nu te judece și atunci nu te poți simți, nu poți să faci lucrurile cum trebuie, le faci stresat sau nu le mai faci, te apucă toate fricile, panica și astea și depresia și anxietatea și stresul și te închizi în tine și nu mai faci nimic și credeți-mă, e foarte rău. Mai bine să îți pare rău de un lucru pe care l-ai făcut, chiar dacă nu l-ai făcut așa bine, poți să-l refaci, mai faci încă un clip, nu e problemă, decât să nu faci nimic și să apoi să ai regrete că a trecut viața, a trecut timpul și ți-a fost frică să iei anumite decizii, să faci anumite lucruri pentru tine și să te arăți oamenilor și să fii exact așa cum vrei tu, ca să poți să trăiești viața normal, fără să fii complexat și fără să ai temeri și anxietăți și depresii și așa mai departe. Dacă vreți să facem un clip mai pe lung despre subiectul acesta, vă rog frumos lăsați-mi în comentarii. Gata, m-am lungit prea mult, eu sunt Toto, vă las, ceau, vă mulțumesc mult. Și după sală, imediat la Lidl să luăm două aerane din astea și unul dintre ele s-a spart, fraților, pe aici curge, așa că aveți grijă când vă luați, să le întoarceți cu capul în jos, să vedeți dacă nu sunt sparte, pentru că după aia vă curge mașina sau în plasă. Eu acum sunt nevoit să-l desfac și să-l mănânc repede până acasă, deși nu vroiam că e cam rece și na, cu boala mea, cu amigdalele mele inflamate și cât și curent și tot. Pentru că am mâncat foarte mult astăzi, am zis să iau acum imagine să vedeți când beau ăsta. În spate aici mi-am luat două chestii de șuncă, nu știu dacă se văd, nu se văd că sunt după ghiozdan acolo. Două țipe din alea de șuncă mi-am luat. Am mâncat foarte mult, ați văzut, am mâncat meniul zilei, am mai mâncat și alte chestii de dimineață și i-am mai adus maicna banane, mai am mere, așa că o să mănânc două mere, două banane, două aerane și două folii din alea de mușchi în seara asta. E destul de mult, dar mă simt foarte, foarte bine. Foarte bine. După ultimul clip de duminică cu săptămâna 5, voi mi-ați dat putere și am fost foarte activ astăzi și m-am simțit foarte bine, nu știu, am o stare generală foarte, foarte bună. Mă simt motivat, mă simt încrezător în forțele mele și pentru asta vă mulțumesc.
Și acum vreau să mă duc repede acasă, să fac un duș, să-mi iau pastilele, toate nebunile și să mă apuc să lucrez pentru voi, pentru clipuri, pentru că am avut foarte multe de spus astăzi și am avut foarte multe idei și chiar vreau să scot clipuri pentru a mă vedea mai bine, pentru a mă vedea cum gândesc, pentru a vedea naturalețea mea și exact așa cum sunt eu, practic. Asta vreau să exprim și vreau să înlătur toate fricile astea care se află la mine în cap. Teama de penibil, teama de a nu fi judecat, teama de a... Și toate astea duc după aia la temeri foarte mari și nu te mai poți exprima, nu mai poți să vorbești și să te inhibi foarte tare și nu îți mai poți crea personalitatea ta, ajungi să fii un om șters. De aceea încurajez fraților să faceți exact ce vă taie capul, atâta timp când nu faceți rău nimănui și vă vorbiți frumos și nu înjurați pe nimeni și nu faceți rău nimănui, faceți ce vreți voi. Și e mai bine să faceți un lucru decât să trăiți după aia cu regretul că nu l-ați făcut și cum era dacă îl făceam. Deci la starea care am avut-o astăzi, la ce senzații m-am avut de energie și așa mai departe, deci nu-mi vine să cred, așa vreau să am toate zilele din viața asta. Deci puteam astăzi să nu mănânc absolut nimic, fraților, absolut nimic, dar cu toate astea am mâncat pentru că am promis că trebuie să mănânc mai mult, trebuie să-mi revin cu boala și să nu mai pun stres atât de mare pe chestia asta cu slăbitul. Trebuie să slăbesc, dar trebuie să slăbesc frumos, uniform, încet. Nu 10 kg, fraților, în 3 săptămâni. Ce aia? Deci nu mai vreau să-mi pun presiunea asta pe mine, să pun stres pe mine. Am filmat acum ce mănânc și așa ca să nu mai stau diseară cu stres, că trebuie să filmez, că am uitat să filmez, că nu știu ce. Când îmi voi aduce aminte de acum voi filma, chiar dacă nu voi mânca imediat și voi mânca peste o jumătate de oră, asta e. Importantă e informația principală. Și acum vreau să mă relaxez, vreau să pot să dorm și mai bine. V-am zis, fac un duș, mănânc și... lucrez și apoi vreau să adorm fără să mai fiu stresat că trebuie să mai filmez. Vreau să mă închid așa un pic pe laptop, să îmi aranjez lucrurile, să-mi aranjez fișiere, să-mi aranjez toate chestiile și să fiu mai organizat ca să fiu și mai productiv și mai mulțumit de mine și să lucrez mai mult, să... nu știu. Da, mi-a venit pofta asta de lucru, asta e important. Datorită vouă mi-a venit pofta de lucru și vreau să fac foarte multe clipuri, vreau să investesc, vreau să crească calitatea, vreau să vorbesc mai bine, vreau să am o dicție mai bună, vreau să mă pot concentra, să nu mai fiu atent, aoleo, cum mă încadrez, cum mă văd, să am spații de-astea libere, creieraș, adică în momentul în care deschid camera și încep să filmez, eu stau 5 minute, 10 minute și întrece tot vibe, uite ce trebuie să spun, pentru că stau să mă holbez, bă, e bine așa, e nu știu ce așa, tot timpul îmi fac griji, că nu e bine aia, că nu e bine aia. Deci nu există, fraților, clipul perfect. Nu există. Trebuie să încerc să las chestia asta cu perfecțiunea, pentru că nu există. Lucrurile perfecte nu există. Eu trebuie doar să fac cât mai multe clipuri și, în general, în viață trebuie să lucrez cât mai mult la visul tău și apoi vei deveni din ce în ce mai bun. Ușor, ușor vei progresa. Este inevitabil și vei prinde și mai multă încredere în tine, în forțele tale și îți vei face un caracter, îți vei crea personalitatea ta. Înțelegeți? Nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați like, să dați comentariu, știți absolut tot ce aveți de făcut. Pe mine mă ajută foarte mult, am zis, în primul rând psihic și pentru asta mă închin în fața voastră și vă mulțumesc. O zi bună tuturor!